Hei, salutare tuturor și bine ați venit la un nou gameplay. De data aceasta este de un joc numit Fossball, mi se pare. Și este, cum vedeți din mini trailerul ăsta, e despre fotbal. Încă e în versiune beta, așa că o să fie multe erori. Și hai de data să îi dăm start, să vedem aici ce Dumnezeu să întâmplă. Bun, de ce mi-am cumpărat jocul ăsta pe Steam, că l-am pe Steam? Este pentru că se poate juca aici fotbal, adică la tenis și alte jocuri de astea mai faine. Dar chestia cum e în fază beta, trebuie să le dezblochezi. Și chiar dacă le dezblochezi, când ajungi aici se blochează din nou automat. În fine. Hai să jucăm modul de istorie, că no, dintr-o dată nu mai am niciun profil, domne. Înainte aveam unul pus Răzvan aici, dar nu contează. Răzvan, hai să-l punem, așa. Așa. Și vreau să vă prezint echipa de vis. În primul rând, îl avem pe portar. Nu băgați de seamă ce scrie acolo, numele alea sunt proaste, făcut de joc. Îl avem pe Danu în poartă, deoarece Danu este maestrul la Skanderberg. El trebuie să steie brandul firm acolo în poartă. Îl avem pe nebunul de Chobby aici, cu mustăceala lui de actor porno, pe blondul care a avut ceva altercații cu cu Bangă, cu bolundul de Vossi în frunte și pe Tibi care niciodată nu fură. Și hai să începem cu primul match. Se poate controla și cu tastatura și cu gamepad-ul de la Xbox, cum vedeți. Și se poate juca și doi jucători numai de la același calculator. Și hai să vedeți super graficile. Hai să-i dăm skip aici. Doamne feri. Iată ce mijloc de volei avem. Bun, deci gata, Marius. Hai să-i dăm. Aș cu F mai repede. Pasele vezi că sunt cam robotice, dar e nașpa că șuți cu space-ul. Dar în rest m-am obișnuit un picuț cu controlele. Și ăsta e alt bug care tu când faci o schemă de asta și treci peste un rival, îți dă cam fel de puncte ca să poți face abilitatea ta specială. Dar la mine aici, când o fac, tot timpul îi dă abilitate specială. Vedeți? Chiar dacă nu a trecut de jucătorul meu, tot timpul îi dă. Că e așa de bun jocul. Și pentru că, hai să pot face schema. Ah, bun, bă, 2-0. Suntem buni. Am jucat un match, de fapt ieri, că ieri mi l-am cumpărat. Am jucat un match și am băgat un gol și s-a pus ca două goluri. Și am zis, what the fuck? No. Și e altă chestie faină în jocul ăsta care... Că tu poți... Ce faci, mă? Tu poți cere faultul când îl vrei. Tu poți să-l faultezi pe proștii ăștia de câte ori vrei și nu se întâmplă nimic. Dar când ție îți fac un fault, poți să dai pe E sau nu știu pe ce buton e și dă faultul. Deci dacă nu, nu-l poți cere. Adică poți să-l ceri sau să nu-l ceri. În fine, dar cred că o să fie un joc chiar foarte fain. Chiar dacă e în fază beta, eu din punctul meu de vedere cred că o să ajungă ceva făinuț. Chiar dacă e așa un minigame, dar ceva de distracție o să iasă. Nu am ce prost. I-am dat în jos și se pasează și o dat în față. Somnambulul. Sunt mai multe stadioane, mai multe mingi. Modul de istorie mi s-a părut un pic scurt, că l-am gătat în... Ce a fost? Jumătate de oră? O oră? Cam așa ceva. Și chestia era că jucam primul meci cu ăștia și al doilea meci deja mi se rea automat, ca și cum l-am câștigat și pe ăla. Ai unele probleme care le are jocul, dar în rest, no, ce prost. Am dat să paseze sus și bagă gol, mă. Doamne, mă. Doamne. Hai să vedem ce mai putem face aici. Așa. Hai tu, blondu, bagă blondu. Bine, blondu, 5-0. Nu-i bun, adică nu-i rău. Bine, Skype-ul. Bine, mă. De acum înainte să țin minte să mă pun pe ocupat pe Skype să nu se audă sonorul, că deranjează. No, mă, nu șuta, mă, de acolo, mă, doamne, măi. Nila, mă! Am crezut că intră gol. Ia să băgăm de aici un șpiț, așa. No, dar unde-i? E, corner.
Cornerile, iar o chestie penală care din 20 de corner care am dat, numai dintr-unul am reușit să fac o fază să bag un gol. Dar din restul nici măcar pasa n-a ajuns. Așa din nașpa a făcut. Și nu e la chestii că bază, ia, ca și acum, au trecut până minge jucătorul. Și nu s-a întâmplat nimic. Bun, ce barocă se pat. Și eu nu știu cum să pasez, să mi-o dea așa mai pe sus. Se vine la voleu, la picior, la om. Și hai dată și tu pasează, fraiere. Ia uite-l. Bine, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu intra gol. Bine, mă. E așa, nu-i, braziliana. Ping, gol. Du-te, mă. Ia, mă, blondul, mă, ce intră acolo. Bine, blondul. Hai, golul. Bine, mă, 6-0. Bolundul, niciodată n-am câștigat cu așa mare diferență. Te am jucat vreo 10 meciuri. Hai, bolundul. Na, nașpa, mă. Blondul, nu chești, blondule. Du-te acasă. Na, mă. Așa, mă. Așa. Ce nașpa? La 10 secunde să se termine meci și ne-a băgat un gol ca proștii. Hai să vedem ce mai putem face. Bun, bun, hai, blondule. Bag-o, mă, pe mătă. Da, uite, mă, n-ai noroc. Ce nașpa că a trecut pe lângă? Bine, mă, și tu dă afară. Ai rezolvat-o. Bună treabă, GG-l. Hai, mă, că mai este o secundă, mă, nu-i băga 5 goluri, așa e. Așa e. Bun. Deci hai să dăm next round aici. Să vedem ce s-a întâmplat. Opa, măi. Ce de păstă? Ia, uite că s-a blocat fraierul. Da, mă. Bă, deci mie mi se pare că a intrat în poartă. Doamne, mă. Ce joc. Ce fotbal. Faul, mă. Faul, mă. Faul, mă. Na, bună-i. Bună-i. Bivol. Na, mă, dar am un... Le oprește pe toate. Căcatul ăla. E portar. Lobonț. Da, intră, mă, la el, mă. Opa, mă, nu șuta. Ia, ce prost portarul. L-ai văzut că s-a aruncat. Na, mă. Iar a trecut pe ăsta minge. Doamne, bine, mă, bine. Ai rezolvat-o și tu. Oh, am cușut de ăla de oală spartă. Sunt unele momente în joc în care chiar te pierzi. Dau atâtea pase ăștia calculatorul care nu mai știu ce să faci. Na, uitați. Cum, Dumnezeu? Ce sale? O trecut până mine mincea și eu ajuns pasa lui. Da, nu. Hai să facem aici schemos, ia asta. O, oh, bă, m-a să dribble și porta. Cu blondul în echipă n-avem cu pierde. Ia uite blondul, ce le știe. Bag-o, mă. Na, bun, hai că avem super putere. Na, mă, fută-te. Aladdin. Bun, nu știu ce s-a întâmplat, o dată așa un lag. Un lagul vieții, n-ai noroc astăzi. Na, no, hai odată și cu blondul. Mi-a răspândit aici, mă, gol, mă, din primul minut, mă, din prima secundă, așa, i-am dat-o să se duc acasă. Nu contează. Bă, acolo la blondul, să știe ce-i. Bine, blondul, du-te, n-ai noroc, blondule. Pișcă dita mai ceaplăul acolo, da. Bine, blondul ăla-i, mă. Uite, blondul ăsta, ce în forță ia și de aici. Hopa, blondul. Mai ușor, blondul. Vine bolundul. Bă, stai blondul ăsta e nebun, bă. Să vrea să rupe porta aia. Să rupă, pardon. No, și de ce e folos aia? Așa e, mă, așa e, mă. Ce prost e, mă, doamne. Acest IA avansat. Hai să dăm de aici, hai să dăm de acasă, e așa. Du-te, mă, bolundu, bine, Chobi, ala-i Chobi. Ala-i, tu ești bossul. Ah, dacă vedeți, e destul de distractiv jocul, mai ales în doi, așa, nu, poate e cam plictisitor, te bucur tu de unul singur așa ca prostul. Da. Merită
Da, mai ales dacă îl modifică și îl fac mult mai fain decât e acum, care sigur o să fie, dar e în beta și trebuie să-l fac în versiunea normală, versiunea full. Bine, Bolundu, 4-0. Hai că deja nu mai avem cum să pierdem. A fost greu, dar... nu ne-am luat-o, numai o dată, și aia prin noroc. Ia lai mă, bă, da, portarul e prost pus acolo, mă, dar e prost pus. Vede că unde e mingea și e să pune mai departe din mingea. Doamne mă. Bă, și ăla, și tu ești bun, Chobi. Du-te tu cu musteața ta cu tot. Bine mă, amândoi ați... na mă, ce Dumnezeu de căcat e ăsta mă. Bine, Chobi, dă-i la acolo la gleznie să sufere. Na mă, Cornel. Cornel, băi, nu prostii. No, ce nașpa. Na voastră, pentru cine? Rupi-o mă, ala-i mă, bine voastră. Ce arată brandul acolo? Ia, ce se încordă? El e legea. Hai Tibi, bagă-te la el. Și tu, Chobi. Hopa. Bine măi. Bine măi, Tibi. Ce scopastele alea din morminți? Dar fură-i, bă! Na, că trece până ea. Bine, Blondu. Hai, Blondu. Bine, Tibi. Bine la Blondu. Nașpa, Blondule. N-o suge chiar așa mult. Mai două pase, mai ceva. Bine. Ala-i, Chobi, n-ar avea noroc. Hai, Blondu, iară tu faci senzație, ca de obicei. Și... ce scula ca lui? Hai, astăzi mai avem 26 de secunde. Și desigur vom învinge. Haide. Bum! Hai bă, stați bă. Hai să facem un schemos aici. Ce scuă Dumnezeu? Dintr-o dată vin așa în spate. Ia lai mă, lai că vrea să șute bă, Bolundu. Bine, Chobi, bago, ăla-i Bolundu. Normal, 7-1. Ce scor de boss. Scor de handball. De ăsta, de handball și de basket. No, și cam atât pentru gameplay-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă vă place jocul, îl puteți cumpăra de pe Steam. Este doar 5 euro momentan. Și cam atât. Nu, dacă v-a plăcut, să dați un like, scrieți un coment cum vă, ce vi se pare jocul. Și dacă vreți mai multe videouri, abonați-vă la channel. Hai, salut!